Ce este creștin la Crăciun? Folosirea bradului de Crăciun? Nici de cum. Deoarece, oricât am căutat, nu vom găsi nicio mențiune despre acesta în Biblie. Pe de altă parte, spune istoricul Hislop în lucrarea sa cele două babiloane. Bradul de Crăciun, a tot prezent printre noi în ziua de astăzi, era la fel de frecvent întâlnit în Roma păgână și Egiptul păgân. În Egipt, pomul folosit era palmierul, la Roma era bradul. Palmierul îl denota pe Mesia păgând Baal Tamar, pe când bradul, făcând referire la el drept Baal Berit, bradul de Crăciun este de fapt Nimrod Redivivus, zeul ucis și înviat. Spiritul Crăciunului nu își are originea în creștinătate, deoarece nu a apărut odată cu Hristos. A precedat era creștinismului cu multe secole spiritul și întreaga sărbătorire a Crăciunului și a originea imediat după potop. A început cu Nimrod, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, un dictator viclean, nemilos, responsabil de marea lepădare de Dumnezeu, care continuă până în ziua de astăzi. Ca o dovadă a nesupunerii față de Dumnezeu și a lipsei bunei cuvințe, Nimrod s-a căsătorit cu propria sa mamă, Semiramida. După moartea sa timpurie, Mama și sora sa, Semiramida, a transmis minciuna că fiul soț al său a fost o zeitate. A pretins că un copac veșnic verde a încolțit peste noapte dintr-un ciot veșted de copac, ceea ce a simbolizat învierea lui Nimrod cel mort. A răspândit vestea că la aniversarea nașterii acestuia, pe 25 decembrie, Nimrod va veni la copacul veșnic verde și va lăsa daruri sub el. Istoricul profesor Hislop ne spune, Acum, bușteanul Iule reprezintă trunchiul fără viața lui Nimrod, zeificat drept zeul Soare, dar se de dușmanii săi. Pomul de Crăciun este Nimrod Redivivus, zeul ucis și înviat. Am citat din cele două Babiloane, pagina 97 și 98. Dar care este originea împodobirii bradului de Crăciun? Răspunsul este că decorațiile din pomul de Crăciun provin de la teutonii precreștini care își decorau brazii cu șiraguri de zulufi, de fructe și grâne în amintirea dragonului sacru Nithanger. Globurile sclipitoare de aur erau folosite pentru a aduce un omagiu lui Balder, zeul soarelui etern. De aceea, se poate azi vedea printre ornamentele bradului multe lucruri care sunt de fapt un obicei ce nu are nimic de a face cu creștinism. Un alt obicei sau practică este răspândită cu această ocazie și anume împodobirea ușilor de la intrare cu o coroană deosebită. Și aceasta își are originea în negura practicilor păgâne, dintre care amintim. În timpul Saturnalilor, Deasupra ușilor erau agățate crengi de stejar veșnic verde sau alte plante, acestea fă făcând parte din ritualul păgând de a alunga răul. De asemenea, în vremurile antice, atât vâscul cât și cununile de stejar erau agățate la ferestre și la intrarea în casă datorită puterilor lor curative și protectoare, pentru a împiedica vrăjitoarele și spiritele rele să intre în casă. Ce putem spune despre stejarul veșnic verde, despre iederă, vâsc și bușteanul de Crăciun? Din nou, asocieri nu biblice, ci păgâne. Stejarul veșnic verde era considerat sacru de veneratorii păgâni ai soarelui. În timpul străvechi, iedera era asociată cu sărbătoarea păgână în onoarea lui Bacus, zeul vinului. Vâscul, potrivit superstițiilor păgâne druidice, era considerat o ramură divină venită din cer care îl reprezenta pe mesia lor. Iar sărutatul sub vâsc făcea parte din riturile mistice din timpul solstițiului de iarnă. Enciclopedia americană ne spune, printre triburile germanice și celtice, solstițiul de iarnă era considerat un punct important al anului acestea, având sărbătoarea principală a Crăciunului pentru a comemora întoarcerea roții de foc. Stejarul, veșnic verde, vâscul, bușteanul de Crăciun și vasul de colindat sunt relicve ale timpurilor precreștine. În ciuda tuturor acestor evidențe, prin lucrarea celui mai cunoscut scriitor englez Charles Dickens, scrisă în 1843 cu titlul Cântec de Crăciun, s-a înrădăcinat pentru totdeauna sărbătoarea Crăciunului în întreaga lume și a făcut ca o spețele păgâne de Crăciun, pomii strălucitori, vitrinele sclipitoare și căldura căminului familiar să fie irezistibile pentru cei care doreau să sărbătorească Crăciunul. Festivalul de Crăciun era privit drept sacru printre oamenii din întreaga lume. Dar celor care doresc să împlinească cerințele Creatorului nostru, pe care în rugăciune îl numim Tatăl nostru, trebuie să se îndepărteze de astfel de practici, deoarece ele ne separă de Dumnezeu. În Luca 16 cu 15, Iisus ne spune, Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o înaintea lui Dumnezeu.